Da, data de 11 noiembrie este dedicată centenarului trenului electric, cum spunem noi, Săgeata Verde, Arad-Podgoria. În cadrul zilei s-au prevăzut niște evenimente importante, un simpozion în sala festivă Ferdinand din cadrul primăriei de la ora 10, urmând ca după aceea să avem dezvelirea machetei fostei gări din Podgoria, de unde au plecat atunci trenurile electrice, și după care o vizitare cu autocarul al actualului depou, putem să spunem un început de muzeu al tramvaiului din Gheorok. Ținând cont că la ora actuală podul este în lucru din Gheorok, nu putem aduce o garnitură ca să avem o cursă de nostalgie datorită acestei construcții, dar noi sperăm ca în momentul în care, așa cum am mai avut de zile Aradului, să avem astfel de curse pentru atragerea celor interesați și a turiștilor care se interesează de acest patrimoniu tehnic deosebit. Anul 1913 marchează în Arad punerea în funcțiune a primului tren electric pe cartament îngust, prima cale electrificată, Arad-Podgoria. Deci a fost un început în Europa, a fost primul din sud-est Europa, a optelea din lume, și astfel se marchează în această zonă, în dezvoltare, în acea perioadă, o premieră mondială, atât ca și construcție de material rulant, cât și ca instalații conexe, rețea de contact, transport de energie și mai departe. Deci noi acum, la 100 de ani, ca și continuatori ai acestei căi ferate private la început, trecute în patrimoniul statului și în final ajunsă în interesul local, adică în administrația locală, suntem onorați să putem aniversa și să organizăm acest centenar, având în vedere importanța de patrimoniu tehnic, putem spune chiar și mondial, acestei prime căi ferate electrificate din România.